Ieri la Facultatea de Inginerie din Hunedoara s-a desfășurat o acțiune de prevenție cu privire la riscurile consumului de droguri în rândul tinerilor. De data aceasta, acțiunea i-a vizat pe părinți, știut fiind faptul că principalul rol în educația copiilor îl are familia, anturajul și școala. De altfel, cei mai importanți factori în identificarea și îndrumarea tinerilor în direcția petrecerii timpului liber cât mai activ și benefic pentru ei, astfel încât să nu cadă pradă tentației de a consuma sau trafica droguri. La conferința pentru părinți au participat reprezentanții ai primăriei Hunedoara, poliției, inspectoratului școlar, ai facultății de inginerie, ai prefecturii, precum și specialiști în domeniu și reprezentanții unor organizații neguvernamentale naționale. Subiectul abordat la Hunedoara a vizat consumul de droguri și consecințele legate de această dependență. O conferință adresată părinților are scopul de a-i îndruma și de a le oferi sprijin în gestionarea unor astfel de cazuri. Familiile au nevoie să fie informate, să știe cum pot proceda dacă se află în situația asta, care sunt căile pe care au de mers ca să ajungă la niște soluții. Ajutor real primesc părinții prin aceste conferințe care se organizează? Credem că primul lucru care trebuie făcut este atragerea atenției asupra unui fenomen care a luat amploare extraordinar de mare în România. Este un flagel practic scăpat de sub control și câtă vreme părinții sunt atenționați, sunt puși în gardă, este un prim pas. Mai departe, sigur că ei trebuie să ia măsuri, trebuie să dea atenție relației cu proprii lor copii, pentru că din ceea ce am înțeles noi până acum, practic, primul motiv pentru care copiii noștri intră în adicții, în dependențe, este lipsa unei relații corespunzătoare cu proprii părinți. Părinții, din păcate, nu-și mai îndreaptă dragostea nemărginită către copiii lor, nu le mai dau atenție așa cum ar trebui, sunt prinși și ei săraci de problemele zilnice, cotidiene, caută să câștige un ban, să aibă ce duce acasă copiilor, culmea, dar omit să fie atenți la această relație cu propriilor copii. Cu o experiență de peste 30 de ani în domeniul antidrog, Cristian Oprișan explică de ce familia trebuie să fie atentă la necesitățile copilului și nu neapărat la dorințele acestuia. Familia și școala trebuie să pună mare accent pe derularea activităților sănătoase de petrecerea timpului liber. Și aici trebuie să identificăm special un hobby, trebuie să îndrumăm pe adolescenți către activități sportive, să se înscrie la un club sportiv sau la un, nu știu, cert de pictură, cert de teatru, în funcție de hobby-urile și de ce-i place. Trebuie să discutăm cu el, trebuie să petrecem ca familie foarte mult timp, trebuie să fim atenți la necesitățile tânărului și nu la dorințele lui. Primăria municipiului Hunedoara s-a numărat printre sponsorii acestei acțiuni de îndrumare a părinților și de prevenire cu privire la traficul, consumul și dependența de droguri.